Mihaela Răducanu e numele meu, am 55 de ani, sunt bucureșteancă jet-beget. Așa mi s-a spus, așa sper. Sunt corector și redactor la o editură de carte. Citesc foarte mult. Mi-ar plăcea să fac de toate. Cred că aș fi în stare să conduc și un avion sau un vapor. Îmi plac vapoarele foarte tare și pentru că sunt o pasionată de fotografie, am foarte multe poze făcute cu vapoare. Îmi place să fac handmade-uri, dar nu m-a învățat nimeni nimic, n-am făcut niciun fel de școală, sunt un autodidact. Fac coliere și brățări. La început am făcut doar pentru mine și pentru prieteni, însă pe urmă mi s-au cerut foarte multe, astfel încât am și vândut. Când timpul îmi permite, tricotez. Gazda perfectă este gazda care știe să-și facă musafirii mulțumiți, știe să pună bucate gustoase pe masă. Mă deranjează la oameni nesimțirea, prostia și îngânfarea. Nu știu ce voi face cu banii, chiar nu știu. Sunt foarte tentată să-mi cumpăr o rulotă și să fac ceva de genul street food. Mihaela va avea un aperitiv format din două platouri, unul cald și unul rece, ambele cu de toate pentru toți. La felul principal, Mihaela ne promite rasol de șalău, iar ca desert, țineți-vă bine, cremă de zahăr ars cu frigărui de fructe. Astăzi sunteți la mine și eu sunt convinsă că va fi totul ok și că toată lumea va pleca mulțumită. Am așteptări destul de mari pentru că în urma discuțiilor pe seama mâncărurilor, reiese că dumneavoastră este o gospodină destul de bună și că dă gust mâncărurilor. La nivel de gazdă, eu o văd pe Mihaela ca pe o doamnă din societatea burgheză din secolul trecut, care sigur va construi diverse farafastâcuri culinare, așa, ca să te facă să te simți apreciat ca musafir. Sincer să fiu, chiar îmi doresc să mănânc înghețată, la propriu îmi doresc înghețată. Dacă am nimerit-o pe doamna Mihaela cu înghețata, ar fi surpriză, asta ar fi o surpriză pentru mine. Sper ca și Camelia să nu mai frunzărească mâncarea așa cum a făcut-o până acum și să mănânce, pentru că dacă nu mănâncă, îi le bag eu pe gât. Aș dori să consum la doamna Mihaela ceva răcoros. Vreau să fie o masă bogată și aperitivul va fi cu două platouri, unul rece și unul cald. Chifteluțele astea de pui, ficăței de pasăre, biac ficăței nu-mi plac. E vorba de o gustare caldă, bazată pe proteină, ceea ce mă avantajează azi. Și felul ăsta de pui cu ficăței, de pasăre, creier, pane și toate astea, chiar îmi plac astea. Să vedem. Ciuperci cu anșoa. Putea să fac o salată cu anșoa. Apoi va veni un rasol de pește. Rasol de șalău aș vrea eu să fie. Rasolul de pește are acel gust intens de pește. Eu nu prea mă împac cu treaba asta. Rasolul de șalău sunt curioasă cum o să-l prepare. Apoi rasol de șalău sunt curioasă cu ce garnitură îl va servi. Mie nu prea-mi place peștele fiert. Nu am putut niciodată să mănânc rasol de pește. Dacă e așa după gustul meu, și ăsta îl dau gata tot. Și apoi va fi un desert puțin deosebit. Secret. Wow, cremă de zahăr ars cu frișcă și nuci. Îmi plouă în gură, mi-aduce aminte de copilărie, dar măcar să se apropie de gustul de acasă. Dacă și atmosfera creată de ea în calitate de gazdă e pe măsură, mă sacrific și servesc și crema asta de zahăr. La crema de zahăr ars am aceeași problemă ca și cu gustul intens de pește la gustul intens de ou. S-ar putea, prin atitudinea ei, să
îmi piară pofta de mâncare. Cred că o să-mi placă. Oh, nu mă răcorește meniul doamnei Mihaela nici de cum. Nu, preferam o salată, o salată cu anșoa. Pot spune că este un meniu bogat, dar nu complicat. În comparație cu doamna Ana, există șanse să plec totuși cu ceva să nu mai îmi vină din nou rău. Astăzi Mihaela își începe periplul culinar, bineînțeles, cu cumpărăturile. Hai, Mihaela, ai 30 de minute de răsfăț la shopping. Deși pare mult, din experiență îți spun că nu e. Trebuie să fug? Văd că nu mă crezi. Treaba ta. Gat. Te-ai uitat pe listă sau ai plecat câine surd la vânătoare? Păi... Păi așa, da. Să mergem să vedem ce mai căutăm. Am terminat cu smântâna. Pierdut în spațiu deja? Frișcă. Eu mă gândeam că ești profesionistă. În cât timp cumperi de obicei? În foarte mult timp, pentru că eu de obicei stau și citesc etichetele. Acum n-o să am timp să le citesc. Aha, te uiți după E-uri, B-uri. Nici nu știu, castraveții se cântăresc? Sabil, castravetele se cântărește la casă sau trebuie cântări pe aici, pe undeva? Știți, cumva? Nu, aici se cântărește. Aha, ok. Castravetele ce tastă are? 64, mulțumesc frumos! Văd că ți-ai găsit ajutor deja. Invită-l la cumpărături, poate se mișcă mai repede ca tine. Am glumit. Concentrează-te la roșii să nu cumperi iar castraveți. Ești foarte serioasă la cumpărături. Niciun zâmbet, nimic. Nu cred că funcționează asta. Să nu faci reclamații, că n-ai timp. Mai ai doar 20 de minute și mă mai cunoaște lumea pe aici. Păi nu știu unde... Unde mai știți? Unde este vreun cântar din ăsta de cântări? Mai am de luat fructe. Hai, Mihaela, cheese! Ai zâmbit sau mi s-a părut? Nope. Bananele. Pasta 60. Unde mergem acum, stimată doamnă? Acum mergem, vreau să caut, n-am văzut căpșuni. Nu știu dacă sunt căpșuni. Hai să îmi cântăresc întâi astea. Mihaela, nu vreau să intri în panică, dar ți-a luat un sfert de oră să cântărești 3 produse. Sau o dai pe vegan cu musafirii? Ca să știu să le zic să vină cu mâncare la pachet, că nu mai vreau alt scandal. Nu-mi place, dacă nu-mi place, nu-mi place. Parcă mie îmi place. Crezi că n-aș vrea să fiu și eu pe o plajă? Nu-mi place că n-am găsit căpșuni și ăștia au bobul foarte mic. E clar, niciun zâmbet. Bună ziua, șalău aveți? Nu aveți șalău. Șalău nu, căpșuni nu, crap, caras. Șalău vreau. Ce face Mihaela? Nu știu, n-aș renunța. Schimbăm meniul? Fasole cu ciolan? Cred că va trebui să schimb. Schimbă, că nu-i de joacă. Ce naiba facem? Nu știu. Poate ne mai uităm pe la una, mai luăm unele dintre ele și poate între timp primește pește. Primește pește. În 10 minute? Nu primește pește. Dar tu alesești pește. Eu știu că te-ai enervat, dar ce vină are naratorul? Sau îți cumpărăm o undiță și până diseară la cină prinzi tu un șalău de Nil, că ăla de Dunăre nu mai e de mult. Nu m-am enervat, m-am supărat chiar că nu am găsit ce am vrut. Pe de altă parte, mai am câteva chestii de cumpărat. Ce am făcut? Mi-am uitat hârtia pe la fructe pe acolo. E, bravo, doar nu crezi că ți-am luat-o eu. Cred că ești ghinionistă sau a făcut Camelia voodoo. Reușim sau nu reușim, Mihaela? Haide că o să reușim să rezolvăm situația. Gluma, glumă, dar ce vei găti până la urmă? Perfect! Ce mi-e pește, ce mi-e bacon? Da, am să fac altceva.
care o să încerc să fac altceva, o să încerc să mă gândesc la altceva. Măcar desertul e asigurat. Zahăr, esențe, astea s-au găsit. Cu o glucidă închizi gura oricui. Astea sunt deja mici. Ai zis mici? Mi-a lăsat gura apă. Faci mici? Hai, fă mici, te rog! No! Nu! Treaba ta, dar îi făceai repede și Jean era câștigat. Da, exact! Sunt convinsă! Ok, atunci ce faci în loc de șalău? În loc de șalău se poate face șalău. Iar te-ai enervat? N-am găsit ce vreau eu și e normal să fiu nervoasă. Mama lui de pește, hai mă, Mihaela, că și păstrăvui bunii de la munte, ape, repezi, răcoare. Hai că te-am convins. Dați-mi și mie, vă rog frumos, 4 șalăi. Iar șalău. Păstră, mă scuz, eu eram cu, dacă nu aveți. Să nu dai de pământ cu păstrăvul, că te văd telespectatorii. Aș da, crede-mă. Dacă n-aș da bani pe el, aș da. Mihaela, nu vreau să te bag în panică, dar nu mai e timp! Ia-o la fugă! Așa, 1, 2, în pași vioi! Mergem după pâine! La pâine înainte, ține pasul soldat! Ia pâine, că asta ține de foame, nu păstrăvă. Le dăm pâine goală, nu? Ar fi bună pentru Camelia? Ea ar merita! Am terminat. Va ieși totul foarte bine. Sper să-ți ajungă banii, Mihaela, la cât ai dat pe păstrăvie aia. Hai, lasă că un leu, doi acolo s-or găsi și la mine. Până în 5 lei, că sunt zgârcit. Mă aștept să mănânc ceva bun și mă aștept să fiu la fel de bine primit ca și la ceilalți concurenți.